look. Asta e fața în pula mea. Hello. No, salutare oameni buni și bine v-am găsit la un nou episod din Backstage. Suntem aici cu Vărmiu. Salutare, noi. Cu Mr. Fane. Salut, frate. Și piepte la volan. Iau. Piepte la volan pe zonă. Piepte numai de mult la butoane, s-a băgat pe volan. Astăzi filmăm un nou videoclip, nu? Ok. Nu, da, păi mereu că fac din Backstage și filmăm, deci pula mea. Predică-le, Fane. Ce să le predic? Predică-le ce vrei. Adică, ce vrei să spun și om să spun? Spune-le copiilor ăstora cum stă treaba. Stai departe de droguri? Stai departe de droguri. Stai departe de băutură, frate. Bă, mă luat cu fiorul, ești prost. Bune? Bune, da. E ciudată. Ai trag de cameră? De ce să tragi de cameră? Ai trag de cameră? De ce să am trag de cameră? Adică n-am avut de 600 de oameni și am de camera mărâtă. Exact. Ne-a prins. Ne-a prins, frate. Nu mai putem vorbi acum. Hello. N-avem scaun. Salutare, lume. Fratele Fanny, ce ai de declarat? Nimic, bă. Nimic? Da. Așa, haide, pune-mi și găuri. Ar fi, știi care ar fi Caterinca? Să prindem ceva pe cameră. Păi lasă pe Robert primul, că el filmează, sau ăsta. Nu, ăsta nu. Poate prinde ceva pe cameră, frate. Bă, să-mi va cura. Poate nu, Fane, poate. Nu mai zic cu asta. Ia-mi dracu că m-a speriat-o când te-ai speriat-o. Stai să dau cu zoom să văd ce dracu e pe acolo. Să vedem chestia aia, poate zici că aia din Insidious. Bă, nu mai merg. Bă, nu mai merg, gata, am bat pula. Ia camera. Dă-l cu amă că filmez eu. Ha, mă, că nu e nimica, frate. E întuneric, beza, te cași pe tine. Seara să venim pe aici. Ce, noaptea te cași pe tine, frate, ești nebun? Bă, deci chestia aia dacă se mișcă din față, eu mă cag pe mine. Eu am ieșit să fac. Mă, e ceva pe aici, am pus ceva pe aici. Bă, să nu fie vreun mort. Bă, așa zici așa atunci, mă, te duci și ți-o găsești lucrurile. Bă, uite, zici că e aia din Insidious, Joko. Bă, mi-e frică. Bă, jur că e aia din Insidious. Bă, mi-e frică să mă uit în spate. Dacă o găsim pe Elodia. Ai, bună, o găsim pe mama aici. Bă, deci chestia aia dacă se mișcă, mă cac. Bă, ești prost, mă cac pe mine. Bă, mai sunteți loc? Pierde, ce faci? Da, frate, suntem. Joko, ești bine? Eu nu. Bă, coaie, mi-e frică de mă cac. Da, asta e ceva canalizarea, mă. Mă, cacă canalizarea ta, mă. Adică la tine, la WC-ul. Bă, coaie, mi-e cac. Bă, frate. Bă, dacă vin noapte aici... Bă, dacă se mișcă aia... Am fost un copac. Ce-ar fi să-ți tragă, să vină unul, să bage mâna mai să te tragă de păr? Ce păr, mă, că ai ca gula? Mergeți, mă, frate! Nu mai e nimica. Nu, ați încăiat mașina? N-am încăiat mașina. Nu are mai nimic, nu are nimic. Că vedem ce e acolo, dacă iese vreun monstru. Și să unde să cunoaște, aici? Nu, mă, frate, aici, apoi te că e și bă, nu ne-ai gândit și noi să le pisare pe plâni și ceva făcut în el, gen cadavru sau... Mamă, frate, ce e aici, sunt trăiesc cu mine. Salut, băieți! Salut, frate! Ce-am... Să mă prind așa și să zbor în spate, știi? Da, ăla, știi, când a prins, când a luat ăla, când se uita pe laptop. Când s-a dus aia pe aia. Salut, băieți! Ai filmat? Da, am filmat tot. Sigur? Da, mă, da. Asta o să apară în episodul ăsta. Bă, lăsa ultimul, frate. Bă, mă. Salut, băieți! Da, da, că vine monstru! Vine monstru! Ce-au mărit pasul? Nu s-a mișcat aia, bă. Da, mă, ne-a venit. Mamă, ce pute! Bă, dar când am dus încolo, nu miroseam. Eu ce zic? Bă, miroase nu spam. Și care ar fi șmecherea să nu mai găsim mașina acum? Bă, ai chiar la tine? Să pornești din buton. Uite-o, mă! Filmul de proză, ce e frică când povestim? Filmul de proză sunt...
bazate pe un film de întâmplă reale. Aia la morgă când filmau, aia la morgă când tăia în aia și făcea. Cum era? Salut, fraților, am terminat clipul, suntem pe treabă aici. Suntem aici la o, la o ciocolată, la... Păcat că n-am care, care e Leneș? De pe zonă. Aș vedea ce face fratele Robert. Robert, ce ai de declarat pentru finalul vlogului? Mi-e rău. Mi-e rău, bă. Robert, e rău. Hai mă să facem încheierea noi doi, că cu ăla n-avem ce. Și e rău? Da, e rău. S-a îngălbinat față ca dracu. Bune. Am încheiat și filmările. Stă șapca ca dracu. Păi nu uita să distruge și voi butonul ăla de like. Dați un share pentru fratele Fane, un share pentru mine, un like, și pentru Robert care are un subscribe. Salut, am terminat clipul de filmat. O să iasă super tare zilele astea după ce o să fie montat de Gioco. Gioco la producție. Share-uri multe, like-uri, ca să ne ajutați să ducem treaba mai departe. Hip-hop în stradă, cum am mai spus și de Rebelion, acel mini, de fapt mare vlog de 20 de minute. Sperăm să fie treaba pe viitor cât mai bună, să fim și noi cât mai uniți. Dar se pare că nu se poate așa ceva, că sunt unele lichele care își bagă nasul cum nu ar trebui să o facă. Și noi ne închidem gura cum ar trebui să o facem. Face, numai bine. Dacă îmi pune terenul acum, păi ce faci? S-a păzit un prieten acolo. Frate, ești pe... Juca fotbal acolo pe teren. Și s-a dus, a intrat în lucrări și s-a dus pe râși. Și erau cioburi, s-a dus picat aici toată carnea. Aici, de aici o gaură în picior, de intrau două degete până aici. Eu eram de serviciu. Bă, n-am treabă. Dacă văd, mi se face rău, dar așa. Mi se poroz, dar mă bag să ajut. Să... Era ăla de spicat, frate, că l-am văzut la baie. Era ca porcul plin de sânge, ziceai că l-ai tăiat la gât. I-ai tăiat jugulara, hoi de sânge. Când l-am văzut, mi-am dat două palme peste bani. Vino în coace să te spăl. I-am zis, fii atent, vezi, avea aici. I s-a făcut pielea când s-a dus cu pământ. Avea un golomoz atât de plin. Eu... Pământ, și am zis, fii atent, i-am băgat o cârpă în gură la gardou. Și am zis, bă, fii atent, strânge tare din asta că o să-ți rup pielea aia. Că e plină de infecție. Cum a prit, prrrr, că n-am tras de ea. I-a pognit pielea pe coaste. Dar mi se face și mie rău și rău chestia asta. Eu, fratele Fane, te las să continui acest vlog. Termină carnea cu mine. Stai mă aici. Te sperii, frate, că te ia cu mine și... Adrenalina aia te ia cu fisoane. Ai senzația aia de leșin. Ei, eu. Suntem în casă aici la MyCloud. De fapt, puteras. Suntem înainte la Arad. Venem aici în vacanță vara. A fost pe Valea Otului un accident. Nu știam atunci, era mic. Era o mână și un picior pe asfalt. Incroază, frate, pe parte. Întreba pe tata, ce sale ați de pluș? Las de o să afli mai târziu. Incroază. Suntem aici din nou, vlog, frate. Iar, mă? Din backstage. Păi, dar de ce mai facem? Bună, ce frumoase sunt aici. Haide. Yo, fratele. A, vrei să mai facem? Robert, e aici? Vrei să mai filmăm? El e fratele nostru Juggernaut. El e fratele Jeggy. Mai plin de viață ca niciodată. Acum mergem și noi să mâncăm ceva și apoi la o bilă. Nu. Ne auzim. Am făcut prima oară, am vrut să facem din backstage și n-am reușit să facem din backstage. Am făcut alt videoclip și... Asta e gen antiderapant, știi? Da, am mai făcut și odată outro. E corcitură, mă. Nu uita să puteți butonul de like. Violați butonul de like, că m-a luat criza. Și cam asta a fost, nu, doamne. Și like și subscribe și share, băi, bulangilor. Doamne.